Meciurile din optimele Cupei României Timișoreana au fost stabilite prin tragere la sorți ieri la Casa Fotbalului. Doar trei echipe din ligile inferioare au ajuns până în această fază a competiției, majoritatea meciurilor fiind disputate între formații de primă ligă. Astra a participat la tragerea la sorți în urna A valorică, alături de Dinamo, Steaua, Pandurii, Petrolul și Vaslui. E un meci important, este un obiectiv de al nostru de a face mult mai bine ca anul trecut, adică să ne calificăm în finală și implicit clar să ne propunem să și câștigăm. Un meci important, chiar dacă la prima vedere avem un adversar destul de dificil, Mediașul e într-o creștere de formă, campionat după un început mai greu, ați văzut în rezultatele din ultimele jocuri, arată o creștere de formă. Au câștigat la Pandurii, au câștigat pe Petrolul acasă. Așa că nu va fi ușor. Asta nu înseamnă că noi nu facem tot ce ne stă putință să ne calificăm. În Cupa României Timișoreana se vor întâlni Gazmetan Mediaș, Astra Giurgiu, Chindia Târgoviște din Liga 3-a, cu Dinamo București, Rapid din Liga 2-a, va întâlni Petrolul Ploiești, Ripensia Timișoara, Liga 5-a va juca cu Pandurii Târgu Jiu, FC Vaslui va întâlni în Cupa FC Botoșani, Oțelul Galați pe Corona Brașov și FC Brașov pe FC Viitorul. Steaua București va întâlni în optimile de finală din nou ACS Poli. Cele două vor reedita întâlnirea de acum două etape din Liga 1, când roșalbaștri învingeau cu 3-0. Partidele se vor desfășura într-o singură manșă în perioada 29-31 octombrie, pe terenul primelor echipe. Meciul din campionat al Astrei cu Steaua București, programat în 4 decembrie, s-a amânat pentru 22 decembrie.